clipul de astăzi vreau să facem împreună un unboxing. Acum vreo săptămână sau două, cam așa, m-au contactat cei de la Kaydea Skin și m-au întrebat dacă aș vrea să încerc o cremă care urmează să apară pe site-ul lor, site pe care o să vi-l las și în descriere. M-am uitat puțin peste ingrediente, așa, pe pagina lor de Instagram. Asta de ingrediente mi-a făcut foarte tare cu ochiul, așa că am acceptat. Ei mi-au trimis crema, astăzi mi-a ajuns și vreau să facem împreună unboxing-ul. N-am deschis cutia și sunt foarte nerăbdătoare. De-aia cred că a ajuns coletul acum vreo jumătate de oră și am zis gata, mă machiez. De fapt, eram deja machiată, mint, mi-am aranjat puțin părul, m-am îmbrăcat frumos și mi-am pus aici luminile și toate astea ca să deschidem împreună această cutie. Deci, oricum, cutia arată senzațional, este... Vedeți, m-am și asortat așa puțin cu ea. Am îmbrăcat în negru și am și ramaia cu auriu. Bun, haideți să deschidem coletul și să citim și mai multe chestii despre ingrediente, pentru că v-am zis că am aruncat un ochi peste lista de ingrediente și s-au părut foarte interesante. Bam, așa. Am emoții. Wow, ia uitați ce frumos. Avem aici așa. Ia să citim, să vedem ce scrie. Dragă Alexandra, îți mulțumim că ai ales produsele Kaydea Skin. Pentru încrederea acordată, îți oferim îngrijire cosmetică de vârf, obținută prin inovații medicale. Prețuim sănătatea și frumusețea pielii și dorim ca tu să te bucuri de un ten tânăr și sănătos. Deci, după cum vă ziceam, bine, deja de la exterior vă dați seama că ambalajul arată foarte bine. Și acum, deci am niște emoții. Ia să vedem. Bine ambalată, foarte bine. Îmi place că au ambalat-o foarte, foarte, foarte bine. Așa, și aici este crema. Wow, destul de grea. Așa, și așa arată. Stați să văd dacă o arăt bine. Așa, așa. Așa, wow, deci ambalajul este superb. Și ia să citim puțin. Cremă hidratantă antirid cu 6 ingrediente active, ideală pentru toate tipurile de ten. Ne place. Crema Kaydea Skin are o formulă unică care combină 6 ingrediente active ce au rolul de a reduce vizibil ridurile, hidratează tenul, contribuie la tratarea acnei și la îndepărtarea petelor cutanate. Bun, și acum avem lista de ingrediente. Dat pe Instagram am văzut prezentarea cremei și am văzut lista de ingrediente și mi s-a părut wow, toate ingredientele astea într-un loc. Avem așa, retinol, vitamina A, recunoscut pentru stimularea producției de colagen, îmbunătățește elasticitatea pielii, contribuie la tratarea acnei, precum și la îndepărtarea petelor cutanate. Acid hialuronic, recunoscut pentru efectul de menținere a pielii hidratate, protejează fibrele de colagen și elastină, care redau fermitate pielii. Extract de melc, ingredient excelent pentru îngrijirea și înfrumusețarea pielii, reface, hidratează și oferă strălucire elasticitate țesuturilor, astfel încetinim procesul de îmbătrânire a pielii. Peptidele ameliorează semnele de îmbătrânire a pielii, contribuind la menținerea sănătății și fermității pielii. Au efect antirid, estompează ridurile fine pentru ca pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Niacinamida, adică vitamina B3, există cercetări care dovedesc că acest ingredient reduce polidilatați ridurile și petele postacneice. Tocoferol, vitamina E, antioxidant puternic, esențial, care asigură îngrijire și hidratare de lungă durată pentru piele cu efect de calmare și hidratare. Este fabricat în Corea, deci este un produs din ăsta corean nou. Așa. Mod de utilizare. Se aplică pe pielea curată și uscată, mascând ușor prin mișcări circulare, pe față, gât și decolteu. Aplicați de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru rezultate vizibile, aplicați în mod regulat timp de 2-3 luni. Atenționări speciale. Consultați medicul și întrerupeți folosirea dacă apar simptome anormale, cum ar fi umflături, mâncărimi, pete roșiatice. Evitați contactul cu ochii. Nu utilizați crema dacă sunteți alergic la oricare ingredient folosit în crema Kaydea Skin. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a se păstra departe de lumina directă a soarelui la o temperatură între 10 și 25 de grade. Nu este recomandată utilizarea cremei pe perioada sarcinii și alăptării. În cazul expunerii la soare, după aplicare, se recomandă o protecție solară de minimum SPF 30. Da. Pentru că știu și eu că retinolul nu este recomandat în sarcini. Retinolul fiind un acid, clar avem nevoie de, avem nevoie de protecție solară pe tot parcursul folosirii retinolului. Ia asta să o deschidem. Îmi este așa de frică să nu stric cutiuța asta. Bam, 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 bam. Ei, hai te rog. A, era mai ușor decât credeam. Bun, și ia să o deschidem acum. Cât are? 55 de mililitri. Wow! Da, deci ambalajul, după cum am zis, mi se pare că arată foarte, foarte, foarte bine. E foarte, nu știu, oricum combinația asta de negru și auriu
Este una dintre combinațiile mele preferate și mi se pare că arată super bine împreună nuanțele astea. Tace foarte mult că este pentru toate tipurile de ten. Și mai ales are ingredientele astea, adică are și acid hialuronic și retinol și niacinamide și nu este valabilă un an de la deschidere. Și au și site-ul lor aici, www.kdaskin.ro. Și acum, ia să o desfacem, pentru că sunt foarte curioasă de textură. Uite că îmi pare foarte rău că m-am machiat și că... Bine, eram deja machiată când mi-a ajuns crema. A curs puțin aici pentru că a stat așa într-o parte. O să iau de... Wow! Deci are o textură, cred că de la... cred că de la extractul de melc. N-are niciun miros. N-are parfum, ceea ce ne place. Și o să aplic aici pe mână. Nu știu dacă vedeți voi textura. Vedeți? Sigur, e de la extractul de melc. Cei drept produse cu extract de melc, eu n-am mai folosit până acum, dar știu că extractul de melc este foarte bun pentru piele. Și uite, chiar aveam mâna super uscată în partea asta. Și îmi place cum se simte. Este lejeră, foarte lejeră și intră foarte repede în piele, din câte văd. Dar uite, vedeți? Are o textură foarte așa. Bam, bam, așa arată în interior. Este foarte, v-am zis, diferită față de cremele pe care le-am încercat eu acum, pe care le-am încercat până acum. Ia, să mai iau puțin ca să vă dați voi seama. Uite așa arată, ia. Focus, focus. Deci așa arată, ia. O pun aici puțin pe mână ca să vă dați seama. Vedeți? Nu e lipicioasă, adică uite, am aplicat aici pe mână și chiar nu se simte lipicios și cred eu că este o bază foarte bună și pentru machiaj. Că intră repede în piele, nu e uleioasă, îmi place, nu e groasă așa, nu e, nu știu, deci chiar se simte foarte ok pe piele și uite, intră foarte repede în piele. Adică este super lejeră. Este foarte, foarte, foarte lejeră. Ia. Da, îmi place. Îmi place cum se simte. Îmi place că n-are parfum, deci nu simt nici măcar cea mai mică picătură de parfum, ca zic așa. Nu simt deloc parfum, nu miroase absolut nimic. Ceea ce este un lucru foarte bun. Deci așa. Ia. Da, îmi place, intră foarte repede în piele. Intră foarte, foarte, foarte repede în piele. Wow. Da, este... V-am zis, are o textură cu totul diferită față de ce am încercat eu până acum și îmi pare tare rău că sunt machiată. Dar nu vă faceți griji pentru că am și un vlog pe care îl filmez în acest moment, așa că cel mai probabil, adică sigur, de seară când o să mă demachez, o să folosim crema asta și o să vedem ce și cum, care e treaba cu ea. Până acum îmi place. Ingredientele, adică așa, la prima... Nu pot zic la prima testare, dar așa, la prima impresie, îmi place foarte mult ambalajul, îmi place, adică nu știu, lista de ingrediente mi se pare foarte interesantă. Ia să vă arăt și aici în partea asta. Dacă vreți să faceți voi un screenshot sau oricum găsiți și la ei pe site lista întreagă cu ingredientele, dar o să vă pun și eu aici așa. Poate vreți să faceți un screenshot, să vă uitați, să vedeți, să căutați, să vedeți despre ce este vorba. Are practic toate ingredientele astea necesare, nu știu, necesare piele sau mă rog, care ajută pielea să se regenereze, să arate bine, să rămână tânără și sănătoasă pentru tot restul vieții. Da, cam atât, o să vă țin la curent. Știu, sunt foarte curioasă, foarte, foarte curioasă despre dacă, nu știu, cum o să se comporte pe ten, cum o să încercăm și sub machiaj și o să vedem care-i treaba cu ea și o să vă țin la curent pe tot parcursul acestui test. Gata, acesta a fost clipul meu de astăzi, vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat, o să vă las, v-am zis, link în descriere către site, către Instagram și, nu știu, poate vă interesează, poate sunteți curioase să vedeți care-i treaba cu ea și nu uitați să rămâneți pe aici. O să revin și cu un update despre ea, o să și vedeți prin clipuri, o să tot vorbim despre această cremă, să vedem care-i chestia cu ea. Da, îmi place cum mi-a rămas pielea, nu e lipicioasă, mi-a intrat foarte repede în piele. Da, ia uitați, și aveam palmele destul de uscățele. Da, nu rămâne nici pielea lucioasă, adică nu mi se pare că rămâne, adică nu rămâne deloc uleioasă sau ceva. Gata, acesta a fost clipul meu de astăzi, vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat și noi ne revedem în curând. Vă pup, pa, pa!